Salutare! Bun venit la un nou video pe canal de YouTube Cezar Machidon Outdoors Living. Astăzi montăm sauna. Sauna o țin montată pe timpul iernii, începând de noiembrie-decembrie până în martie, cam așa. După care o strâng și o depozitez în magazie. Sauna e foarte potrivită pentru sezonul rece. Mă bag acolo în aburi de 90-100 de grade, apoi ies, mă tăvălesc prin zăpadă. Ați văzut asta și în iarna trecută, în videourile din iarna trecută. Abia aștept să ningă din nou și să am din nou parte de experiențele astea extraordinar de faine și foarte, foarte bune pentru sănătatea fizică. Și nu doar fizică, chiar și mentală. Șocurile astea termice elimină stresul foarte mult, reglează bătăile inimii, crește nivelul de serotonină, este extraordinar. Sauna și apoi baia, prin ori baie la copcă, ori să te speli cu apă cu zăpadă. E un procedeu extrem, extrem de sănătos. Am aici accesoriile. Începem cu soba Intent de la Morz. Aici am câteva accesorii primite de curând de la Morz, brandul care face această saună. Dacă vreți și voi să știți de unde am sauna sau vreți să vedeți despre ce e vorba, prețuri și alte modele, las link în descriere cu magazinul de unde puteți să le cumpărați. E un brand rusesc, iar aceasta e sauna. Sauna mobilă, sauna tip cort, cu un material foarte, foarte rezistent la temperaturi ridicate, un material făcut din triplu strat, care menține temperatura în interiorul saunei foarte bine. E o metodă foarte bună de a o folosi ca baie pe timpul iernii. Faci foc în sobiță, se încălzește în interior și poți să faci baie liniștit. Sauna este și extrem de ușor de cărat. Poți să o pui în mașină și te duci iarna, campezi pe malul unui lac sau undeva în pădure, într-o zonă sălbatică cu zăpadă, și montezi sauna, pui sobița, faci focul și poți să faci sauna. Pentru camping de iarnă, pe perioade mai lungi, e o metodă de relaxare foarte bună.
Așa arată sauna montată. Ați văzut, se montează destul de ușor, chiar și de o singură persoană. Sunt mai multe culori. Eu am insistat pentru această culoare, camuflaj. Era puțin mai spre maro, văd că de la soare sau de la vreme a dat într-un maro rozaliu, așa. S-a mai deschis. O fereastră generoasă. Aici buzunare pentru pus tot felul de lucruri. Aerisire, da? Aerisire și sus, o aerisire și jos. Iar deasupra gaura pentru horn. Două sforicele și aici pentru agățat o lanternă, o lampă de cort. Soba o să rămână în acest loc. Aici o să pun o rezervă de lemne, să fie lemne uscate mereu, pentru saună. Am păstrat și acest palet, această dușumea. Aici o să pun o băncuță, aici vom sta la făcut saună. De acolo pe lemne va veni și cădița metalică pentru făcut baie. Cam așa arată interiorul saunei. Fermoare rezistente, ancorări pentru a fi cât mai stabilă în caz de vânt puternic, de furtună. Până acum nu am avut nicio problemă. Iar cuile foarte inovative, se intră în pământ prin răsucire și stau foarte, foarte fixe. Acum să vedem ce accesorii mai avem aici de montat. În primul rând, avem această protecție extra împotriva ploii și a ninsorii, împotriva omezelii. Ea nu vine cu odată cu sauna și nici nu e nevoie, dar cum țin eu sauna montată câte 4 luni pe an, în acest caz am gândit că după câțiva ani se va degrada materialul și am comandat această protecție special creată pentru sauna de la Morz. Avem aici o căciuliță, căciulă de saună rusească cu brandul pe ea și o mănușă, tot pentru sauna. O să le folosesc cu drag aici. Iar ultimul accesoriu este acest water tank, bazin de apă, care se pune pe burlan. Se montează aici. Thank you.
arată la final, cu montajul complet, cu soba, cu recipientul pentru apă, lemne puse aici pentru a fi uscate și pregătite pentru aprins focul. Una dintre cele mai plăcute experiențe pe timpul iernii, așa cum v-am mai zis. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Apăsați pe subscribe dacă nu sunteți abonați, verificați și link-urile din descriere și să ne vedem cu bine data viitoare la următorul video. Aveți grijă de voi, toate bune! Raluca abia așteaptă să facă baie.